Cel mai frumos birou de primar din câte am văzut până acum este al meu. Aceasta este declarația lui Klaus Iohannis, care a inspectat astăzi lucrările de la vechiul sediu al primăriei Sibiu. Aici am avut un birou întunecos, așa că nu-i duc dorul, a mai spus primarul. Reabilitarea exterioară a clădirii de pe Bulevardul Victoriei a fost încheiată. Klaus Iohannis a vrut să vadă cu ochii lui rezultatul final. A fost reparată toată fațada, șarpanta, au fost schimbate geamurile, ușile exterioare. Nu s-a lucrat la interior încă, dar cred că toată lumea e mulțumită că și această clădire are un aspect corespunzător. Nu și-a vizitat însă fostul birou de primar pentru că nu și-aduce aminte cu plăcere de acest spațiu. Era prea întunecos. Acum Klaus Iohannis crede că are cel mai frumos birou. Cel de pe din Piața Mare, mai luminos, mai deschis, mai plăcut. Plus că priveliștea este senzațională. Cred că e cel mai frumos birou din lume, din acest punct de vedere. Pentru reabilitarea acoperișului, refacerea tencuielii, reabilitarea tâmplăriei și racordul la canalizarea pluvială, municipalitatea a plătit peste 760.000 de lei.